Hei, salutare fraților, am venit la pește într-o zi frumoasă, la o baltă cu plată, la aceeași baltă cu plată unde am fost și data trecută. Am ales alt loc, văd că e ceva pește, la asta am pus boabă de porumb dulce, la lanseta asta, și la cealaltă doar râmă. Eu voi da cu 4. Râmă, ia uite pe asta ce coboară, aici am băgat și boabă de porumb. La undiță dau la râmă și la ultima, cea de-a patra, dau, nu știu dacă o vedeți aici, la porumb, dau pe la suprafață. O să o mai schimb eu, mai dau și la râmă să mișc ceva. Ia uitați ce prinde Cosmin, el e vecinul meu și l-a cam rupt pe pește. Dă și el cu o lansetă și a luat o lansetă, e destul de șmecheră lanseta, și la o undiță și văd că ai prins ceva, frate meu? Deci are niște aci mici, fraților. Vai de capul meu. Bine, și aici și în apă. A, nu-l pui în gărată primar și după aia în apă? Mm. Îl pui direct acolo? Da. Ia ridica aia sus, ia. În 10 minute, ho-ho, niște carașii frumoși. O să las eu camera pe stativul ăsta, să se vadă mulinetele și toate alea, dar cred că de aici e cel mai bine. S-a mișcat, a? Mișcă într-una aici la această baltă, sunt și pești mari, dar deocamdată nu-și fac apariția. Ia uite ce mișcă la aia, bă, cu boabă de porumb. Am luat un carașel aici la asta. Și fii atent la ce a tras carașelul. Haideți să vă arăt și vouă, fraților. Ia uitați, fraților, n-a tras la boaba de porumb, la râmă. Țineți minte că acești pești sunt perfecți pentru sare, deci... Ia uite, ești ce-a luat-o pe asta. Auzi? Ia uite ce fuge la... Ia uitați, fraților, ce trage la... Mamă, ia uite-l, mă! Ai văzut ce fugea cu ea? Mamă, doi, ești prost! Ia uitați-vă, fraților! Doi! Ce zici, Cosmin? Cerceluș? Băi, fraților, cu lanseta asta dau pe deasupra, la plută, i-am băgat viermuș și râmă, s-a lăsat căldura, deși că mai devreme aveam impresia că o să ploaie. Am luat viermuș, Cosmin l-a dat în Doamne ferește pe caras. Ia uite, nici bine n-am aruncat-o. Și ia uite ce trage, ia să vedem dacă pot să-l iau pe ăsta de la distanță, așa. Băi, să știți că am pus râme, dar o să pun viermuș și la lansete și nu prea e mișcare așa ca în partea alaltă unde am dat data trecută. Și eu la undița asta am dat la porumb, să vedem dacă e ceva aici, deoarece, uite, sunt câteva. Ia uite ce fuge cu asta, ia. A scăpat, băi! Oh my God! Era un băiat lângă noi și a prins... Doi carași foarte, foarte frumoși. Ia uitați, vedeți? Deci aici, la asta, dau la porumb și ceva o țăcăne. Să vedem ce o țăcăne. Hai mă că le verific și le bag acum viermuș ca lumea. Ia uite ce trage la asta, băi, ia fii atent. Ia uite, uite, vezi cum e Cosmine, când o țăcăne așa, țac, 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 țac. Hai să vedem. O mai las. Băi, fraților, am mutat locul, nu știu dacă se vede foarte bine, deoarece a ieșit soarele. Aici e apa mai mare, e mai mișto. Cosmin a prins o ciortănică frumoasă, o să vi-o arăt. Și acum încep și eu, dau drumul la program aici, să vedem ce și cum. Pe la suprafață, ia să vedem ce e la undița agățat. Zici că Rita mai pește la o. Era un monstru de 2 cm. Care merge foarte bine la sare. Mamă, doi odată, unul a scăpat, ești nebun, mam! Nu știu dacă s-a văzut, fraților. Am luat doi deodată și frumoși. Dar unul a scăpat. Mamă, ăsta nu are ochi, ești nebun? Ăsta nu are un ochi, bă, cred că a fost prins mai demult. S-o scot afară, pe asta de la suprafață, că am văzut că a început să sară novacul. S-a încălzit un pic. Nu știu dacă s-a auzit. Deși că nu mi-am luat montura pentru novac,
dar zilele următoare o să vin iar și o să o iau. Dau la biluțe pentru novac, nu știu dacă se vede foarte bine. Știu că dacă prind cumva vreun novac, sare și undița în sus, adică zboară tot, dar vreau să văd mișcare. O las și pe asta acolo. Așa. Că văd mișcare în jurul plutei, așa că... Opa! Carașei ăștia mici care sunt foarte buni la sare, nu mă lasă în pace. Vor să-i bag la sare iar. Și exact asta voi face. Deci fii atent, mișca de îi venea spumele și când am adus aici, nu mai mișcă. Păi nu vine să cred, mișca la asta cu pop-up pentru novac, ești nebun? Am dat la pufuleți de ăștia, fraților, pentru novac. Bine, poate sunt și alți pești care preferă această momeală. Aici scrie momeală ușoară pentru cârlig. Da, nu neapărat pentru novac. Știți ce fac? O să pun și la lansetă. Interesant. Băi, fraților, știți la ce vreau să dau acum? La două coropișnițe. Ia uitați. Am găsit coropișnițe la mine în grădină, de unde am luat râme. Nu știu dacă se vede așa. Vedeți? Am dat la două coropișnițe. Una și încă una aici. Să vedem ce iese. Știți cum e vorba aia, curiozitatea. Iau ce sare novacul. Mamă, iar sunt acolo câte trei. Oh my god! Oh! Oh! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Mamă, 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 mamă! Nu, 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 nu! L-am prins! Cosmine! Eram să cad, deci prost l-am tras peste ăla. Ia uite ce frumos. Băi, deci l-am prins la undiță, doar am aruncat, ești nebun. Ia uite-l, frate. Iar m-am mutat, m-am făcut flashcă, băi. Băi, ești nebun. Am pus mâna pe el aici ca să revin la lansetă. Băi, ești nebun. Mamă. Băi, și l-am și filmat, ești nebun. Băi, fraților, să nu râdeți de mine. Oh my god. Am dărâmat toate astea. Să vezi ce râd ăștia de mine, ești prost. Mamă, ce greu era. Băi, ești nebun. Oh my god. S-a adus și lansetă și undiță. Mă, să-mi bat picioarele. Băi, nu vine să cred. Deci, fraților, am sărit toate în sus. S-a făcut acum formă de lui, ești prost? Ia să mi-l îndrept cu patentul. De fapt, să-l schimb. Și la undiță. Mamă, ce-a crezut că l-am luat iar unul de la mare, băi. Bă, ce mic e ăsta. Intră la sare și asta. Mamă, ce-o mișcat pe asta, băi. Eu am fost apelat și nimic. Voi fi luat vreun carașel la asta? Nimica, frate, ești nebun. Băi, fraților, voi vedeți ce mișcă. Ia să vedem ce mai am pe ea. Viermuș și porumb. Băi, fraților, pare a fi o pauză mare, o pauză care de fiecare dată e. Asta e al lui Cosmin, am dat numai la porumb dulce, la asta la porumb de ăsta de la porumb de câmp, o las acolo, la asta la viermuș, la asta la viermuș, o să-i pun și râmă și la asta am prins ceva frumos, mai mișcă puțin pe aici.
Dar oricum, nu-i problemă de mișcat, că e problemă de atenție și răbdare. Așa e la pește. Ce am luat eu până acum, avem aici. Bucata aia mare. Mamă, mamă, vorbește, ești nebun, zici că e rață, ia uite-l. Îl auzi, mă? Și câțiva carașei, toți vor ajunge la sare, fără discuție. Și vedem ce mai prindem până diseară, o să ne lăsăm greu. E chestia că o să-i pun și data viitoare. Cosmine, ce faci, mă? Ai ceva în găleata aia? 2-3 peștișori. Dar în partea aia e greu, a? Aici e greu, ia să vedem ce a prins Cosmin, fraților. Băi, e frumos aici, priviți ce liniște. Pregătiți-vă, fraților, să vedeți că mi-a dat rușine Cosmin. Ia uitați. Mamă, cât a prins ăsta. Au uite, 3 lebădoi de aia mari. Mamă, ia uitați, fraților, ce a prins ăsta, mi-a dat rușine. Și o să mai vin cu el zilele următoare și o să venim mai de dimineață. Și când o să venim, o să rupem tot. Poate să fac ăsta pești în apă. Bă, fir întins, Cosmin. S-a mai bine zis popa, popa. Lasă-l mă, popa, prinde, mă, acolo rupe. Hai că bag și o cameră aici. Să vedem ce apucăm să rupem. Ia să vedem că mișcă la plut. Mamă, doi ești prost? Deci dacă sunt pe felii, câte doi. Ia uitați, fraților, a? Câte doi, mă? Sunt perfect pentru saramură, ești nebun, absolut perfect. Ia uite ce a fugit cu asta, bă, zici că s-a agățat mare pește în ea, ești nebun. La undiți, gen. S-a agățat un pește, doamnelor și domnilor, dați-vă la o parte că ăsta e fărâmiță, lambru. Ia să-l vedeți aici, ia, bă, cu două mâini trag afară, ha, mamă, doi pești, băi. Doi pești, doamnelor și domnilor, două. Ăștia au fost dual sim. Lasă-i că sunt bun la sare. Bă, mi se pare mie sau a început vântul? Să știi că-mi place... Mamă, ce a tras-o pe asta, fraților, cred că ați văzut. Mamă, cu ce putere a tras-o. Oh my God, ați văzut? Ce forță a băgat în ea. Și... spuneți-mi mie de ce nu a mai tras-o încă o dată așa în jos. Gen să o bălângănească. V-am spus eu că ăla a fost crab data trecută, care a tras. Auzi ce fuge cu asta, mă. Uite, vezi, iar a plimbat-o. Și dacă cumva era vreo peștoaică de-aia mare. O, mamă, unul era, s-a simțit foarte tare. Unul era deja agățat. Mamă, ce l-am ridicat în aer. Și eu credeam că e la mare, credeam că e o balenă. Ce-mi place să dau așa la el. Noie, mă, să te caci în ba... Ia uite, bă, câte doi! Oho! Iar câte doi, doamnelor și domnilor, iubiții mei! Oh my God! Dar vecinul meu mi-a dat rușine! Mamă, ce a ridicat-o pe asta, dar n-am avut cum să mă dau la ea, că am avut undița. Băi, frate, când îi pui râme proaspete, e și normal că mișcă. Cred că am de mușește de ore, știu. Știu, pentru ăla mic, dar pentru ceva mai mare... Mamă, ești prost! Mamă, nu știu dacă ai auzit cât de tare. Mamă! Băi, ești nebun. Băi, fraților, ați văzut? Mamă, ai văzut, mă, acum a bubuit? Mamă, trebuia să fie ceva ca lumea, coane. Nu e nimic. Băi, fraților, ați văzut? Mamă, băi, Cosmine, tu știi cum? Cred că ai auzit. Hă? Mamă, cum a pocnit, ești nebun, tros, l-a tras tare, bă, la crapul era, frate. Mamă, dacă aveam râmă de aia groasă și niște motură de aia de crap ca să bag în... Mamă, ce tare a tras, ești nebun, cred că ai auzit, bățu. Bun. La asta o ciocănește. Nu știu dacă e ceva. Băi, ce l-a tras la aia, mă, frate. Vă spun eu că e crăpălău și nu am râme de crap de alea ca lume. Dacă era panoramă de caras, îl luam de mult, uite-te și tu.
Crapul se joacă cu ea. Mamă, ce s-a dus asta până la jumătate. Îmi place senzația când trage. Dragi mei, încheiem această partidă, deși că nu știu cum să vă arăt, când sare un pește, sar mai mulți. E ceva mișto pe aici, adică novacul e în floare. Nu a fost ca data trecută, deci ia să vă arăt eu vouă. Credeți-mă că e novac frumos aici și cam peste tot, când sare unul, sar mai mulți, ia uitați. Deci e ceva pește ca lumea, ia priviți. Sare în multe părți. Ia uitați, deci e foarte aproape de mine și nu am cum. La asta am dat la niște pop-up-uri pentru novac gen cu aromă de anason. În fine, astea două la râme nu a mers ca data trecută. Chestia e că de fiecare dată când trăgea, ia uitați ce fierbe apă. De fiecare dată când, și nu numai acolo, peste tot. De fiecare dată când trăgea, nu era nimic. Deci, nu știu ce să zic, eu am prins deocamdată și de fapt... Atât cât am prins acum, cam atât. Am prins un șerpălău mare, îl vedeți, un crăpălău frumos și restul numai fițe. Sunt bunele, trec la combinația mea pentru sare, doar undița ce mișcă așa în general. Ia uitați, deci o grămadă de borboloace. Am încercat să dau cu pop-up pentru... pește, uitați aici. Dar nu am luat monturile pentru novac, din păcate. Dar data viitoare, ia zi Cosmin, tăi bronza, bro? Adevărat, te-ai înroșit și eu. Bine, eu sunt mai negru ca tine. Ia uite, frate, ce părere mă de pește ăștia. Au început să facă o grămadă de... Vezi? Da, știu, știu. Păi gata, oricum o să încep să le strâng, că o să trebuiască să mă duc și cu Fefi până la... Aici tu ai aruncat porumb? Deci a aruncat cineva porumb, vezi? Bine, după ce a dat la pește, a aruncat niște porumb. Să văd ce ai prins și tu, ce mai faci acolo? Încerci să mai bagi și tu ca lumea. Lasă-mă că venim altă dată și știi unde mergem. Uite pe partea aia acolo. Deci o luăm cu mașina până pe acolo și după aia mergem pe jos până în partea aia, înțeles? Pentru că e mult mai adânc. Uite și tu, exact unde am aruncat eu pluta, exact acolo se fac borboloace. Ia uite. Ia uite ce e acolo, ești nebun. Și nu sunt peștișori mici, nu sunt somotei, pentru că aici nu sunt somotei. Ia să vedem ce a prins fratele meu aici. Ceva frumos. Bă, ai luat, oricum ai luat mai mult decât mine. Oh my god, ești nebun la curie, uite cât ai prins, băi. Ce? Ia uite și pe ăla ce mare e, ești nebun. Mamă, și pe ăștia, da. Oh. Aole, ești nebun când vede maica ta ce zice, mi-ai dat să curăț. Uite ce mari și frumos sunt ăștia, băi, ești nebun. Bravo, fratele meu, aici ai 3 kg, ești prost la sub braț? Mamă, cine e fratele meu? Hai, venim data viitoare și le dăm sânge pe nas. Ok. Băi, salută și tu abonații. Vă salut, ne vedem data viitoare. Forța, și cât e acolo? 3 kg, bă. Mamă, ai prins ca lumea, frate. Ok, vă salută Cosmin, vă salut și eu, vă salută și cățelul ăsta. Marș, Bobby, ia. Marș, Bobby, că te mușcă, doamnă. Lasă-l, mă! Ok, ne strângem și noi catrafusele și mergem acasă. Ia uitați ce spume face a noastră plută. Vreți să vă arăt că am prins ceva acolo, acum pe ultima sută de kilometri? Ia să vedem. Da, e ceva prins acolo, cât am stat de vorbă și am văzut captura lui Cosmin. Cred că e ceva prins acolo. Haide! Mamă, e gras! Ha-ha, oalea, doamnelor și domnilor! Nu e adevărat, mi se pare mie, sau am prins cea mai mare captură din zonă, doamnelor și domnilor. Un caras și acolo se zbat ceilalți. Cu voi a fost Shari în această partidă frumoasă de pescuit, la pieptul gol, cu mușchiul înainte și peștii acolo. Și ceilalți care sar pe partea cealaltă îi dăm în diarie data viitoare. Până atunci, intrați pe Facebook și dați-mi pe noua mea pagină de Facebook, Shari Vlogger. O găsiți în al treilea link din descriere și pe Instagramul meu, Shari Vlogger. Să moară familia peștilor! Vă iubesc!